Salut toată lumea și bine ați venit în Grota Balenelor! Astăzi o să ne uităm peste cum s-a finalizat toată situația asta cu lansarea Raid, peste ce s-a discutat în noul Town Hall Elrond și la final o să vă arăt ce strategie am adoptat aici în grotă și o să punem și noi Raid-ul ăla la treabă în Maiar Exchange să farmeze ceva. Imediat după intro! Vreau să încep cu mulțumiri pentru comentariile voastre la videoclipul de ieri. Ce pot să spun este că sunteți foarte, foarte tari, ca să nu mai vorbesc de inventive. Adică am văzut de la bancuri, la poezii cu balene, în comentarii, la tot ce vrei. Deci, genial! Îmi place că avem o comunitate deșteaptă și fan, ca să zic așa, și sunt sigur că și în viitor vom crește cu oameni noi pe măsură. Dacă încă nu ați văzut acel video și încă vreți să participați la giveaway-ul pe care l-am anunțat atunci, o să vă las un link la finalul acestui episod. Până atunci, hai să revenim la ale noastre. În Elrond Town Hall-ul de pe 17 decembrie s-a discutat preponderent despre listarea Raid, despre problemele care au apărut, ce au învățat acolo și ce ar avea de gând să implementeze în viitor în teorie. O să intrăm imediat în toate astea, dar ce vreau să subliniez în acest town hall, ce mi s-a părut mie interesant, este că la întrebarea pe care a primit-o pe la final, dacă urmează ceva nou pe Maiar Launchpad, așa cum anunțaseră pe la începutul lunii că în decembrie vom avea un proiect nou pe Maiar Launchpad după lansarea Holoride, Benjamin a răspuns că focusul este momentan cu totul îndreptat spre stabilizarea Maiar Exchange-ului și abia apoi, când vor ști că totul este în regulă și că s-au implementat schimbările propuse după lansarea Raid, abia atunci vor trece și la următoarele proiecte listate pe Maiar Launchpad. În Town Hall s-au discutat mai mult teoretic toate chestiile astea legate de ce s-a întâmplat în lansarea Raid, dar imediat ziua următoare, adică ieri, a venit Benjamin cu un follow-up cu acest tweet imens de 30 de părți, în care explică în super detaliu tot ce s-a întâmplat. Ca să vă fac un scurt rezumat, în prima parte explică ce vorbeam și noi ieri, primele tranzacții care au fost, cum s-au cumpărat, cum s-au vândut și de ce a crescut prețul așa de mult. Prima parte sunt practic observațiile, uite cum vorbeam și noi ieri, 5600 de Eagle, că s-au cumpărat 10 milioane de Raid și tot așa. Apoi, partea interesantă este asta. După ce au analizat care au fost problemele, au venit cu câteva soluții. Unul dintre primii cumpărători, care era un staking provider al lui Elrond, a fost de acord să vândă tot ce a cumpărat Elrond Foundation-ului. Practic, toți Raizii care s-au cumpărat de către staking providerul acela, acum sunt înapoi în Max și vor fi redistribuiți în farmul ăsta de Raid. Deci, practic, tot profitul pe care l-a făcut staking providerul de Elrond se va reîntoarce comunității. Apoi, spun că au identificat primul cumpărător, cel despre care vorbeam în postul de ieri, care a cumpărat foarte, foarte mult Raid, iar apoi a și dat dump și a vândut, a făcut profit 119.000 de e-gold. După câteva runde de discuție, au ajuns la o concluzie care mie mi se pare foarte, foarte tare că se poate face ceva, și anume că 40.700 de e-gold și 1,1 milioane de Raid vor fi returnate comunității. Adică ăsta pentru că a făcut dump, cei de la Elrond i-au spus, bă, trebuie să dai înapoi comunității pentru că ne-ai cam stricat treaba și comunitatea avea încredere. Noi și tu n-ai fost ok. Și el a fost de acord cu chestia asta. Nu știu acum dacă chiar așa de curs discuția. Am zis și eu, da, după mine. Dar e tare pentru că din 119.000 de e-gold a returnat practic 30% din ce a făcut și niște Raid. Mai jos ne dă chiar adresa în care acestea trebuie să fie returnate și dacă intrăm pe ea vedem că chiar sunt banii aici, deci banii au fost returnați. Profitul imens pe care l-a făcut din dump primul buyer. Asta e o parte super, super bună, banii ăștia se vor întoarce la Elrond Foundation și returnați comunității prin Maiar, într-un fel sau alt. Ori crescute reward-urile de la farm-uri, ori chestii de genul ăsta. Vedem cei 40.000 de e-gold și cei 1 milion de Raid. Iar apoi, în partea a treia a tweet-ului, se discută altceva foarte interesant și anume ce au învățat și ce pași vor lua la lansările următoare ca să nu se mai întâmple chestii de genul ăsta. Primul pas. De acum la următoarele lansări, dacă o să vrei să cumperi proiectul, o să trebuiască să stakeuiești banii de care vrei să cumperi cu câteva zile în avans. Practic o să zici, bă, eu vreau să cumpăr dația Eagle, luați-i și când se va lansa proiectul vei primi și de cât ai cumpărat. În felul ăsta ei vor putea avea o idee mai bună despre cum evoluează prețul și vor putea suplimenta lichiditatea astfel încât să nu bubuie atât de rău. E un fel de order book cumva ce fac ei, din câte înțeleg eu, cu chestia asta, dar s-ar putea să-i ajute într-adevăr ca să meargă mult mai predictibil prețul când lansează ceva.
Apoi, a doua soluție pe care o vor implementa va fi o limită de tranzacții pentru primele 12-24 de ore, ca să fie sigur că n-ai voie să iei mai mult decât o anumită sumă. Într-adevăr, asta poate nu o să convină tuturor. Sincer, și eu știu că nu cumpăr de sume mari. Mi se pare puțin ciudată regula asta, pentru că, na, în urmă e blockchain, trebuie să fie liber, democratic, toți să iei de cât vrei tu, dar cumva înțeleg și de ce vin cu soluția asta, pentru că așa, exact cum spun aici, să aibă toată lumea posibilitatea să cumpere la prețuri decente. Probabil și pe viitor, când exchange-ul va fi cu adevărat descentralizat și vom avea chestia de guvernanță, chestiile de genul ăsta se vor putea vota între holderii de LKMX și să decidem noi dacă ne convine limita asta sau nu și să o schimbăm. Dar până atunci, echipa Elrond decide aceste schimbări majore momentan. Dar da, asta e interesantă, o să fie așa sabie cu două tăișuri, probabil, dar rămâne de văzut. Iar al treilea mecanism este acest shadow ban mechanism, care practic va opri boții să poată să facă tranzacții instante una după alta. Adică vor putea cumpăra, nu e nicio problemă, până la urmă na, ai voie să cumperi, dar probabil apoi o să fie banați din a mai vinde în prima zi de listare, instant. Cum s-a întâmplat data asta, în care s-au făcut în câteva secunde niște profituri uriașe de unii boți. Bine, măcar că i-a returnat după câte vorbeam. Acum, pe partea de Maiar Exchange, m-am tot gândit la ce să facem aici. Deci hai să vă arăt cum stau acum. Am acești 2056 de ride disponibile aici, lichizi, și încă 3.490.000 de max, adică vreo 2200 de dolari în primul pool. Nu-mi place acum, pentru că ride-ul ăsta stă degeaba. Ceea ce mi-aș dori, într-adevăr, ar fi ca toți dolarii pe care am Maiar Exchange momentan să-mi genereze ceva. Cum spuneam, farmul ăsta este foarte, foarte interesant și într-adevăr ar merita investigat. După ce m-am mai căutat pe net despre subiect și am văzut ce mai fac și alte balene din spațiu, am văzut că ei fac lucrul următor, și anume mergem un pic pe pagina de Max Economics ca să vă explic. Aici vedeți exact cum vor fi reward-urile Max-ului pe săptămâni. Momentan noi suntem acum în săptămâna 4, iar vineri ar trebui să trecem în săptămâna 5, să intrăm pe nou sistem de reward, dar o să trecem luni, pentru că s-a dat delay puțin la program după ce a fost Maiar Exchange Down. Deci luni practic o să trecem la acest nou sistem de reward-uri. Acest pool va fi aici cel puțin o lună, din câte am înțeles, cu APR-ul de genul ăsta, iar acum probabil și banii care au fost returnați de acele balene de care vorbeam mai devreme vor ajunge undeva în aceste pool-uri de ride ca să fie redistribuiți comunității. Așa că ce e cel mai bine de făcut acum din punctul meu de vedere este ca în următoarea lună, prima parte din ea, să rupem LKMX în două, să farmăm numai LKMX, să găsim practic care e cea mai bună opțiune de farmat LKMX și după două săptămâni, după ce mai facem ceva LKMX din reward-uri, să punem tot LKMX-ul pe care îl avem în farmul de ride, ca să ne sporim veniturile. Deci ce vreau să fac acum este să am totul într-un farm, preferabil în farmul cu cât mai mare APR. Deci ce o să fac acum? O să fie să-mi scot e-gold-ul inițial pe care l-am investit în ride. Da, deci 8 eagle am băgat eu atunci, am stipit de 50%, nu trebuie stipit de 50%, îl pun la 1%. Vedem că sunt 1294.000 de ride pe care îi schimbăm în e-gold. O să bifez aici și skip and rep e-gold ca să ne mai scadă puțin din taxele de tranzacție și toate astea, pentru că putem să-l băgăm și ca rep în LP apoi. Dăm swap și confirmăm pe telefon tranzacția. Ok, deci acum avem așa, avem 8 rept e-gold și 774 de ride. O să bag 774 de ride echivalent cu Rept e-gold în poolul de e-gold cu ride. Deci mergem aici, add liquidity, mergem, punem Rept e-gold cu ride, punem de tot ride-ul care l-avem, 4,8 e-gold, mai exact, slippage nu 50%, dar 1%, că acum e totul lejer. Am confirmat tranzacția. Între timp hai să-mi pun slippage-ul default la 1%, pentru că acum nu mai avem nevoie de slippage mare, nici n-are sens să-l folosim. Deci am adăugat în LP, am un LP de e-gold ride, iar acum mergem la farmul ăsta de e-gold ride și stake-uim LP-ul pe care tocmai l-am creat. Stake și aprobăm. Ok. Și acum, hai să vedem cum stăm. Mai avem 3,15 rept e-gold. Pentru acești 3,15 rept e-gold vreau să scot din primul farm echivalentul lui în lock max și apoi să-l bag în farmul ăsta de e-gold cu max de aici pe 681 APR. Îmi trebuie 3,15 e-gold în lock max. Doar așa ca să-mi dau eu seama, în e-gold în max 3,15
15 ar însemna 1.238.000 de MEX. Deci 1.240.000 de MEX trebuie să scoatem de aici în farm. Dăm pack, withdraw, am o penalitate mică, dar nu contează. Ok, withdraw, sign transaction. Vrem scoate ce am farmat cu ocazia asta. Mergem în liquidity acum, add liquidity, vom adăuga Rept Eagle cu LKMX-ul nostru. Avem mai multe distribuții acum, dar văd că toate sunt pe decembrie 15, nu știu de ce am împărțit așa. Mă rog, ca să facem mai multe operații, probabil. De ce nu? Punem tot ăsta, 2.9, add liquidity, confirmăm pe Maiar. Mergem aici în farmul de Eagle cu Max, Stake LP, avem Eagle cu Log Max LP aici, punem maximum, Stake. Mai avem puțin Rept Eagle pe care să-i dau un rep, pentru că Eagle-ul ăsta poate folosi exact ca Eagle-ul normal, mai puțin la plătitul de taxe. Trebuie tot timpul să avem aici niște Eagle, că altfel nu o să ne treacă tranzacțiile, că nu putem să le plătim. Deci asta e tamam bine că îi dau un rep acum și o să ne rămână pentru taxe să avem aici vreo $80 să plătim tranzacțiile. Și, și mai avem doar acest log max de $48, care e destul de mult, deci să-i dăm și lui Stake în primul farm. Văd că e asta mult. Max. Asta e ultima operațiune pe care o facem acum. Și gata, acum haideți să ne uităm la portofoliul nostru de aici din Maiar Exchange să vedem cum arată. Avem aproape $1.500 în Locked Max, care farmează fericiți. Mai avem încă $1.500 aproape în jumate Locked Max, jumate Eagle, de jumate dintre ei sunt lichizi, care farmează și ei liniștiți aici tot Locked Max. Și mai avem aici $2.400 în Eagle și Ride, jumate-jumate, care practic toți sunt lichizi, care ne farmează și ăștia Locked Max. Și ce urmează acum este să farmăm 2 săptămâni în continuu Locked Max și peste 2 săptămâni, adică după Revelion, să zicem, să mutăm tot Locked Max-ul aici. Și să vedem ce facem cu Eagle-ul ăla, nu știu, poate crește Ride, poate avem alte oportunități, atunci rămâne de văzut. Dar asta e planul, strângem Locked Max-ul, nu mai putem și după aia băgăm în farmul ăsta în vreo 2 săptămâni. Cam asta a fost totul pentru astăzi. Țineți minte că nu sunt atestat financiar, nu am nicio pregătire în domeniu, sunt un simplu investitor entuziasmat și eu de anumite proiecte din spațiu cripto și nu numai, nesponsorizat, care vrea doar să creeze content de calitate. Vă rog să folosiți videoclipurile mele ca un punct de plecare în research-ul vostru și dacă vreți să investiți într-un proiect, faceți mult mai mult research decât ce vă arăt eu aici pe canal despre proiect. Dacă vreți să vedeți ultimul meu videoclip și cum participați la giveaway, o să apară pe ecran cât de curând și până data viitoare spor la balinit.